أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, slavă lui Allah, suntem din nou împreună, după o pauză. Bineînțeles că vă promisesem că încercăm să ne întâlnim săptămânal sau de două ori pe săptămână. Inshallah, încerc în continuare să. Săptămâna trecută, din păcate, a intervenit ceva în ultima clipă și n-am mai apucat să intru. Dar o să continuăm, inshallah, cu voia lui Allah, dacă este ok pentru voi duminică seară, să stabilim mai bine o zi și să continuăm în aceea zi. Dacă spuneți că duminică seară nu este ok, să lăsăm în curs săptămânii pe luni, putem să ne întâlnim luni, inshallah. De aceea am scris o opțiune, am lăsat opțiune pe grup. Majoritatea am văzut că au spus să ne întâlnim în această seară și am ales să ne întâlnim în această seară. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, cu voia lui Allah, cum am spus, încercăm acum să răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebările sau propunerile, sfaturile, recomandările care le-am primit în luna Ramadan și pe care am spus că le vom întârzia după ce trece luna Ramadan, deoarece în luna Ramadan încercăm să vorbim mai mult despre teme legate de credință. Astăzi voi face o mică introducere pentru o temă sau a răspunde la un subiect pe care fratele Tamaș tot insista, drepturile bărbatului, și am spus că nu răspund direct la această întrebare pentru că este o întrebare mai delicată, necesită să discutăm înainte, să avem o mică introducere a acestui subiect pentru a înțelege subiectul corect. Problema multora dintre musulmani în ziua de azi este că ei vor să învețe islamul peste noapte. În clipa în care vrei să înveți islamul peste noapte, vii cu un avânt puternic, stai și petreci 2-3 nopți citind cărți de Coranul, versete, hadithuri și pe baza la ceea ce ai înțeles, tu pui temelia islamului. Consider că acesta este islamul. Și acest lucru, bineînțeles, este greșit. Și am spus în nerepetate rânduri că întotdeauna vedem că există specialiști în domeniu. Un om nu poate fi în același timp și teolog, și instalator, și mecanic, și electronist, și electrician, și nu mai știu ce. Deci oamenii își aleg o meserie în care devine specialist. Nu poți să fii specialist în toate. Așa este și în domeniul religiei. Nu poți să devii specialist peste noapte. Toți cei care încearcă să... Nu vorbesc de intenții, poți să aibă intenție bună. Dar intenție bună, intenție rea nu te ajută cu nimic. Aici este vorba de informații, este vorba de studiu. De aceea, pentru a înțelege într-un mod corect islamul, trebuie să studiem foarte bine islamul, să vedem care sunt ramurile, care sunt bazele, care sunt științele care s-au dezvoltat, da, în islam și așa mai departe. Deci o să încerc să răspund la această întrebare printr-o introducere. De multe ori mă lovesc cu foarte multe întrebări la care nu știu cum să le răspund oamenilor. Vine și mă întreabă, zice: eu m-am căsătorit cu un cetățean turc, român, arab, mă rog, nu contează, musulman. Eu am renunțat la drepturile mele, nu știam că are o altă soție, am renunțat la drepturile mele și acum a venit, a divorțat, cum facem, ce facem, ce este de făcut? El nu vrea să divorțeze de mine și nu mai știu ce.
Problema este că mulți profită de faptul că nu cunoaștem islamul sau fetele nu cunosc islamul, profită de acest aspect, fug de responsabilitățile lor și când e vorba de drepturi, da, eu am drept, tu nu ai voie să... Eu divorțez, tu nu poți să divorțezi. Eu, în calitate bărbat, eu trebuie să pronunț divorțul. Și eu nu vreau să divorțez de tine. Și stă femeia și plătește ea și casa și întreținerea și chiria și tot și tot și tot. Și vine bărbatul odată la o lună, odată la 3 luni când are drum și zice, soția mea, nu divorțez de tine. Toate acestea pornesc de la faptul că nu am înțeles corect islamul, nu am respectat bazele islamului, apoi venim și vrem să respectăm sau vrem ca toată lumea, alaikum salam, rahmatullahi barakat, vrem ca toată lumea din jurul nostru să respecte aceste baze și dacă nu respectă, nu mai este musulman, adică afir, e cum încalci legea lui Allah și toate provin de la faptul că nu înțelegem corect religia. Femeile am văzut că unele o fac din orgoliu. Uneori spun că nu, ce, domne, eu nu sunt de vânzare. Le întreb, primul tău drept, în cazul în care bărbatul vrea să divorțeze, este meher. Ți-ai obținut meher? Și spune, nu, cum, eu nu sunt de vânzare. Eu n-am vrut, am refuzat din start meher. Păi atunci, dacă din start, deci sunt unele chestii pe care nu vi le-ați asumat islamul, de ce a stabilit meher? De ce a stabilit dota islamul? Tocmai pentru a proteja drepturile femeii. Mâine, poimne, să nu vină bărbatul să zică, eu te divorțez. Am găsit alta mai tânără. Mă duc și mă însor cu ea. În clipa asta, dacă tu acceptai din start dota și cereai o dotă, o sumă și nu știu ce, atunci nu mai era, da? Chiar așa ușor, nu-i venea bărbatului să divorțeze. Deci sunt multe chestiuni care se leagă. Islamul de aceea a vrut întotdeauna să protejeze drepturile tuturor. Deci niciodată să nu o faceți, să nu renunțați la un drept al vostru. Din punct de vedere islamic, considerând că faceți o faptă mare. Știu că este dificil, pentru că mulți nu cunoaștem religia bine, nu știm detalii, nu știm, știu eu, noțiunile de bază, elementare, uneori, în privința căsătoriei și nu numai. Dar vreau să spun că Islamul a stabilit toate aceste lucruri într-un mod foarte, foarte drept. De aceea, cine vrea să atingă scopul căsătoriei în Islam, să obțină drepturile, pentru că vom vorbi de drepturile bărbatului, femeii și așa mai departe, trebuie să știe din start care este statutul familiei în societatea musulmană, care este rolul bărbatului în societatea musulmană, care este rolul femeii în societatea musulmană și atunci aceste drepturi și obligații au valoare. În clipa în care din start nu se respectă statutul bărbatului, femeii în societatea în care trăiesc, atunci tu nu poți să vii să practici aceste drepturi și să spui că e dreptul bărbatului, e dreptul femeii, pentru că acestea au fost stabilite din punct de vedere islamic din start, dacă s-au respectat principiile sau statutul fiecăruia dintre soți, ca pe viitor să nu-ți ducă la nedreptate. Deci islamul nu a vrut ca prin tot ceea ce a stabilit să ducă la nedreptate sau, știu eu, la să evite pur și simplu niște probleme sau să ducă la, știu eu, alte neînțelegeri în cadrul familiei. Și de aceea trebuie să studiem foarte, foarte bine islamul din Coran și în tradiția profetului Muhammed și din punct de vedere istoric. Foarte important acest punct. Acest punct îl neglijează foarte mult, foarte multă lume și chiar mulți dintre cei care cheamă la islam. Deci studiem Coranul, tradiția profetului, ok, dar privim și la lucruri din punct de vedere istoric. De ce? Istoria are un rol important. Timpul, mă refer. Vedem islamul, unele lucruri a venit și le-a stabilit detaliat, unele alte lucruri le-a vorbit la modul general și a lăsat ca aceste lucruri să se pună în practică în funcție de timp și loc. În funcție de timp și loc. Nu a stabilit detalii. Dar a spus islamul, în principiu,
A vorbit de egalitate, dreptate, deci aceste principii și valori le-a recunoscut Islamul pe toate. Ba chiar toată legislația islamică a fost stabilită pentru a duce la dreptate. Și atunci, din start, într-o societate în care s-a aplicat, într-o societate în care s-au aplicat aceste, s-au respectat aceste statuturi, atât a bărbatului cât și a femeii, atunci se ajunge, din punct de vedere islamic, la dreptate. Dar dacă din start nu s-au respectat aceste, știu eu, principii, valori, din start, sau statutul fiecăruia, dacă în cazul de față vorbim despre drepturi și obligații, aplicând legile islamului poți să ajungi la nedreptate. Am spus că de multe ori când spun acest lucru, oamenii mă consideră, ce spune asta, bate câmpii. Nu, nu este așa. Și am explicat cum e la moștenire, v-am dat exemple. Am spus cum oamenii nu respectă din stat principiile moștenirii și apoi vin și vor să aplice în cazul în care a decedat unul dintre apropiați moștenirea din punct de vedere islamic. Și am spus că atunci, bun, foarte bine, și atunci soțul și soția muncesc pentru a pune bazele unei familii, a întemeia o familie, soțul dacă moare, soției îi revine o parte foarte mică din averea soțului, o parte se duc la, dacă are copii, se duc la, dacă nu are copii, se duce la unchi, la alți oameni străini care nu și-au asumat niciodată nicio responsabilitate față de această femeie sau față de această familie sau față de copiilor. Islamul de ce a stabilit aceste lucruri? De ce a stabilit din start drept unchiului, bunicului și mai departe? Pentru că în cazul în care acest copil rămâne orfan, pățește ceva, unchiul, bunicul are obligația de a-l întreține. Și această obligație este cu dute, adică toate aceste drepturi au fost stabilite, i s-a dat și unchiului drept pentru că și el avea la rândul lui responsabilitate. Sau are responsabilitate. Dar dacă acest unchi toată viața a dușmănit această familie, cum să vin eu să-i dau acum din munca mea și din sudoarea frunții mele acestui unchi drept? De ce? Pentru că el din start nu și-a respectat statutul de unchi în societate, în familie. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Asta în privința moștenirii, la fel și în privința căsniciei, căsătoriei. În ziua de azi sunt foarte mulți care profită și vorbesc numai de drepturile bărbatului, da? Deci nu vreau să știți câte cazuri vin și se plâng femeile, ce am de făcut, nu vrea să divorțeze. Sau vine și zice, ce să fac, am pus suflet, ne-am iubit, am temeiat o familie și peste noapte a venit și m-a divorțat. Și m-a divorțat de 3 ori, fără să aibă niciun motiv, nu ne-am certat, nu nimic. De ce Islamul îi oferă dreptul de divorț bărbatului? Veniți și găsiți soluții. Înseamnă că Islamul cheamă la nedreptate? Nu. Pentru că ei nu și-au asumat din start responsabilitatea. Nu și-au respectat statutul fiecare. De ce? De exemplu, Islamul, când a vorbit de căsătorie, de familie, vă aduceți aminte? Toate aceste aspecte trebuie să le știm foarte bine, să le cunoaștem atunci când vorbim de drepturi și obligații. Pentru că drepturile și obligațiile au fost bazate pe o temelie. Această temelie este familia din punct de vedere islamic. Rolul fiecăruia dintre soți într-o familie musulmană. Pentru că în funcție de responsabilitatea lui și rolul lui, are și datorii și obligații. Are și de câștigat, are, dar în același timp și responsabilitate. De aceea, Islamul, dacă ți-a oferit eu un câștig, datorită unui statut în societate, înseamnă că ai responsabilitate și datorită acelei responsabilități ți-a revenit ție un drept. Da? Deci această introducere este foarte importantă. Trebuie să înțelegem foarte bine acest lucru. Deci nu trebuie să ne gândim că Islamul este o cale, o poartă la care bat dacă îmi convine și dacă nu-mi convine, baftă. Unii așa privesc. Hai la, se ceartă doi afaceriști, nu se înțeleg. Și spun împreună, hai să mergem la moschee, la imam, să judece între noi. Ok,
toate ok. Vin la imam și prezintă situația. Uite, eu am dat împrumut atât, ne-am asociat, am făcut firmă, am făcut, am dres, fiecare vine cu datul, cu toate actele în regulă și nu mai știu ce, și explică, explică, explică și imamul îi spune, tu ai dreptate, tu n-ai dreptate. Cel care i-a spus, tu n-ai dreptate, trebuie să achiziți o sumă de bani, ei se pleacă supărat și îl înjură și pe imam, ei se pleacă supărat și nu acceptă. De ce ai acceptat din start ca acest imam să judece între voi și după aceea când ți-a judecat împotriva ta, te-ai supărat pe el? El a venit, a studiat cazul, într-adevăr a văzut care e situația, s-a uitat din punct de vedere islamic, ți-a explicat care este situația și a spus, măi, tu ai datoria să-i înapoiezi o sumă de bani lui. El a dreptul. Nu, eu nu dau niciun ban, tu, voi sunteți mână-mână, iese și pleacă. Ha, deci înseamnă că aplicăm sau apelăm la islam numai când ne convine. Iar nu este ok. Allah spune, subhanahu wa ta'ala spune în Coran foarte clar. Și când aveți neînțelegeri în privința unui lucru, ferudduhu ila Allah. Înapoiați acest lucru la Allah. Vedeți ce spune Allah despre acest lucru. Wa ila Rasul și la profet. Adică și la cei învățați dintre voi. Și după ce vi s-a prezentat vouă lucru, nu mai aveți drept de alegere. Gata, nu mai e cale de întoarcere. E ca la judecător. Te-ai la judecător și a zis, băi, tu ai greșit, trebuie să dai o sumă de bani lui. S-a terminat, s-a dat verdictul și s-a terminat. Fără drept de apel, da? Deci, mulți folosesc islamul când le convine. Și când nu le convine, salam aleikum. Baftă. Nu se poate. De aceea trebuie să știm foarte bine din start statutul fiecăruia, rolul fiecăruia în societate. Apoi trebuie să respectăm fiecare dintre noi rolul nostru în societate. Trebuie să înțelegem toate, tot ce s-a legiferat, tot ce s-a discutat, alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, tot ce, ce a spus islamul despre aceste lucruri într-o societate și apoi venim, după ce am adunat acest bagaj de cunoștințe, informații, venim și vedem unde este adevărul. Sunt multe, multe exemple pe care le-am în cap acum. Deci multe lucruri care trebuie să stai să discuți că el a citit un hadith și pe baza acelui hadith el nu, domne, așa este. Așa este în islam. Bă, omule, citește, înțelege islamul corect. Nu înțelege un hadith cum vrei tu. Trebuie să... Islamul este un întreg. Islamul este un întreg. Vine, citește o relatare în care spune femeia n-are voie să se parfumeze, că dacă s-a parfumat pentru a atrage atenția bărbaților, nu mai știu ce și mai știu ce. Da, ok, este relatare în care spune că femeia care se parfumează pentru a atrage atenția bărbaților. Adică iese, din start a ieșit pentru a atrage atenția. Nu poți să spui, nu, femeile este haram să se parfumeze. Multe alte relatări pe care le înțelegem greșit. Pe care le înțelegem greșit. Aleikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Sau le înțelegem diferit. Ok, vorba de intenție, sunt mai multe factori. Intenția, în anumite chestiuni, are rol, nu are rol, dar vreau să zic că se ajunge în anumite cazuri în care să trăim. De exemplu, vin unii și spun că, domne, un musulman, un credincios trebuie să fie sărac, vai de lipit pământului, să stea să se roage toată ziua, să muncească și să... atât. N-are voie să aibă bani. Poftim, aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Poftim și Abdurrahman ibn Auf și Osman ibn Affan, care erau milionari, miliardari. Nu erau credincioși? Nu erau adevărați musulmani? N-au fost vestiți cu paradisul? E și cum punem aceste lucruri, cum le bătem cap în cap? Deci înseamnă că noi nu înțelegem, la noi este problema, nu am înțeles islamul într-un mod corect. Femeia nu are voie să iasă pe stradă, femeia trebuie să stea în casă, trebuie să stea la oală, la bucătărie și la nu mai știu ce. Poftim și soțiile profetului. Aisha radiallahu anha, care alerga, sau soțiile companionilor, care se duceau și tratau bolnavii pe câmpul de luptă, poftim. Khadija radiallahu anha, care era una dintre cele mai mari comerciante din Mecca și era soția profetului, sallallahu alaihi wasallam, și a continuat și după ce a îmbrățișat islamul.
nu luăm tradiții, obiceiuri și le amestecăm cu religia. Religia este clară. Religia o studiem, o învățăm și o aplicăm. Te duci, întrebi pe cineva cum o cheamă, câți copii ai? De exemplu, se întâmplă în țările arabe, spune 3 copii. 3 băieți, adică. Și fete încă 2, dar pe ele nu le menționează. E numai băieții menționează. De ce? Păi cum? Adică eu am fete și să știe lumea cum o cheamă pe fata mea? Pe soția mea? Nu trebuie să știe lumea. Poftim. Și noi ce menționăm? De mici copii ne se spune soția profetului Hadija radiallahu anha, soția profetului Aisha radiallahu anha, fiica profetului Fatima radiallahu anha, Zeynep, Ruqiyya, Kulthum. De ce stăm și memorăm numele fiicelor profetului sallallahu alaihi wasallam? De ce stăm și menționăm, memorăm numele, soțiilor profetului sallallahu alaihi wasallam? De ce stăm și memorăm istoria companionilor, prima martiră în Islam, Sumeyya radiallahu anha? De ce? De ce nu spunem o femeie a murit prima? Și spunem Sumeyya radiallahu anha. Deci revin, trebuie să înțelegem Islamul într-un mod corect. Și în cazul în care bazele Islamului, fundamentele, elementele esențiale din Islam nu au fost respectate din start, aplicând legislația Islamului, duci poate la nedreptate. Dacă aplicând legislația Islamului duce la nedreptate, atunci se oprește această lege. Nu se aplică. Pentru că Islamul nu a vrut să se aplice această lege. Islamul a țintit dreptatea. Da? Sunt oameni musulmani care pretind că nu, domne, Islamul avem cu pedepse, trebuie, nu, pedepsa. Pedepsa nu este scop. Pedepsa în Islam a fost cale către scop, să oprească prea curbia, să oprească consumul de alcool, să oprească, teroarea pe străzi. Nu confundăm lucrurile. Nu confundăm lucrurile. Sunt unii care din Islam au văzut doar pedepse, ei trebuie să pedepsească. Trebuie să înțelegem Islamul într-un mod corect. Pedepsele în Islam au venit foarte târziu. Au venit foarte târziu, în perioada din Medina au venit. Pentru că din start, Islamul a venit și a educat pe companioni, faceți așa, faceți așa, așa trebuie să respectați, i-a antrenat ani de zile. În acest sens, apoi le-a spus, domne, acum ați văzut, respectați. Dacă nu respectați, vine pedeapsa. Și au venit pedepsele. Deci scopul nu este exact cum e la ce se întâmplă, o paranteză facem, cu radarul, nu? Care este scopul radarului? Să ne dea amendă sau să dirigeze traficul, adică să meargă oamenii într-un mod corect, fără să calce accelerația. Rolul amenzilor de circulație este ca circulația să se să curgă într-un mod fluent și tot să respecte aceste reguli. Dar când vine domnul polițist și se bagă într-un boschet cu aparatul radar, pe acolo el înseamnă că intenționează amenda și nu traficul să fie fluent. Dimpotrivă, el trebuie să iasă în prim plan, să aprindă și, becurile colorate, să fie, se vadă la distanță și oamenii să meargă încet. Cum e acum în majoritatea țărilor europene au pus camere peste tot, lumea știe că nu și respectă, nu mai calcă viteza. De ce noi confundăm? Exact cum stă acel polițist ascuns acolo ca să te prinde și să te pedepsească, așa și unii musulmani vin și stau ca să taxeze. Sau aplică, acceptă la Islam numai ce le convine. Ce nu le convine, nu aplică. Și de ce am spus? Islamul a stabilit toate aceste legi, toate aceste, drepturi, obligații, pentru a atinge scopuri. Scopul de dreptate, scopul de, păstrarea cinstei și așa mai departe, dar mai ales în privința familiei în Islam sau despre ceea ce noi discutăm. Deci trebuie să înțelegem foarte, foarte bine aceste aspecte. Am vorbit despre familia în Islam. Am spus că Islamul a pus o mare, mare presiune pe tineri și tinere din societatea musulmană
să se, se ghideze după viața de familie. A spus, acela dintre voi care poate se căsătorească, adică atins vârsta pubertății, este, din punct de vedere financiar, are situație să se căsătorească, adică imediată. Și de aceea savanții unii au spus că este obligatoriu. Ai posibilitatea mea să te căsătorești. Și a spus profet, dacă nu vă căsătoriți, se face fitne pe pământ. Stricăciune. De ce a încurajat islamul din start întemeierea familiei? Când a vorbit de căsătorie islamul, scopul căsătoriei nu este o plăcere trecătoare. Plăcerea trecătoare este zina, este altceva. Islamul a interzis. Căsătoria are mai multe scopuri în islam. De ce islamul a interzis și căsătoria temporară, cum se practică în unele țări? Hai să ne căsătorim pentru o săptămână. M-a trimis firma, sunt inginer, știu eu, am o lucrare aici, în un proiect în nu știu ce țară și trebuie să stau o săptămână aici și, sau o lună, două luni și soția e în țară, eu vreau să mă căsătoresc. Te duci și te înțelegi cu o femeie și plătești pentru... te căsătorești pentru o săptămână. Pe asta e zina halal, nu mai e căsătorie. Căsătorie este un plan strategic. Deci din start, dacă unul dintre soți se gândește ne căsătorim pentru o lună, un an, doi ani, acela este în fața lui Allah, greșește. Păcătuiește în fața lui Allah, pentru că căsătoria nu trebuie stabilită, nu are limită de timp. Când întemeiezi o familie, o întemeiezi cu gândul strategic. Nu mă căsătoresc că am venit, trec în România, stau 2 ani, 3 ani la studii, la nu știu ce, și după aia plec în țara mea, hai cât stau la studii, mă căsătoresc. Da? Și ce fac? Îmi bat joc de o femeie, de o fată de aici, ea săraca crede în sentimente sau în ceea ce îi spun eu, se căsătoresc, omul a terminat studiile, salam aleikum, se ceartă cu ea, iese și pleacă. Se căsătorește la el din țară. Ba chiar i-a avut pe mulți dintre ei spunând, ne antrenăm aici pentru țară. Dar nu vei rușine. Și o faceți și în calitate musulman. Și mai vine pe deasupra, hai că imamul să facă nicheah și nu mai știu ce, și nu mai știu ce, că el vrea să căsătorească. Bine, imamul nu are nicio vină, că imamul săracul nu citește intențiile oamenilor. Și de aceea, protejarea drepturilor fiecăruia dintre soții este foarte importantă în islam. De ce islamul a stabilit unele lucruri? Da? Dota. De ce dota o plătește bărbatul? Tocmai pentru că divorțul este în mâna lui. De ce nu este divorțul în mâna femeii decât dacă are motiv întemeiat? Pentru că astfel femeia ar deveni afaceristă în divorț. Hai mă mărit azi cu ăsta, iau dota de la asta 1.000-2.000 de euro, mă despar de el 3 luni, stau în banca mea, după 4 luni mă mărit cu altul, iau și de la ala dota, divorțez și de ăla și într-un an, uite așa, 4 căsătorii, de la fiecare căsătorie 2.000, 3.000, 5.000 de euro, uite, am făcut, am scos salariul de 1.000 de euro pe lună, prin căsătoriile acestea și mi-am bătut joc de unul și de altul. Sau bărbatul vine și zice, nu, că știi ce, din punct de vedere islamic, ok, dota trebuie să fie ceva simbolic așa. El se gândește din start, bă, după o săptămână, o lună, două, când mă cert, mă satur de ea și vreau să divorțez, ei dau, mă, 50 de dolari și care e problema? Îi dau 50 de dolari sau 100 de dolari. Și zice, dota 100 de dolari. Fac, a înțeles, a semnat, nu-i pasă. După 2-3 luni, și-a angajat o secretară, și-a angajat nu mai știu cine, o altă relație și ești divorțată, ia și 100 de dolari și se la malec, nu vreau să mai aud de tine. Bun. Și perioada de divorț, după divorț, 3 luni de zile, perioada de așteptare pe care trebuie să o aștepte această femeie cu soțul ei în casa în care stau, în camera în care stau, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. De ce nu respectați? De ce acceptați de la islam numai partea aia cu divorț, pleacă la maică acasă? Nu. Ai divorțat, 3 luni de zile o ții cu tine. 3 perioade de ciclu menstrual, cât trebuie să aștepte femeia perioada de idde, trăiesc, continuă viața de familie, exact cum era înainte, numai că nu au voie să se apropie unul de altul. De aceea mulți vor de la islam numai ce le convine. Cunosc situații, bărbați care vin, știu eu din țările arabe, vin în,
România, găsește, se însoară, fata fiind, îl crede pe sincer, vine și zice, a, păi uite așa, așa ne căsătorim, el vine să are familie tot acolo, ok, vine în România de 3 ori, 4 ori pe an și e căsătorit cu fata asta, cât stă și el acolo, o săptămână, două luni, o lună de zile, stă împreună cu ea, după aia iese și pleacă. Păi da, dar ai datoria să o întreții financiar pe fata aceasta. De ce, mă? Și vine și se plânge, bă, uite așa, nu ne-am înțeles, a stat împreună, suntem căsătoriți de 3 ani, dar el vine, pleacă, păi și ți-a... El acum a divorțat și a ieșit și a plecat. Păi și Dota zice, păi eu sunt mai orgolioasă așa cum, adică eu nu sunt de vânzare, eu n-am vrut tot. Păi e ghinionul tău dacă n-ai vrut tot. Păi și obligația de a te întreține? Păi nu mi-a trimis niciun ban. Ești acum, vrei să accepti tu de la el faptul că spune ești divorțată, ești divorțată, ești divorțată și gata, tot s-a terminat? Adică el nu și-a respectat niciun drept din punct de vedere islamic și vrea să-i accepti lui divorțul, că așa este islamic. Multe astfel de cazuri. Allah să ne ferească. Și de aceea, islamul, deci când e vorba de islam, când e vorba de principiile islamului, lăsați orgoliile, lăsați totul deoparte. Toate au un rol foarte important în islam. Când s-a vorbit de logodnă, când s-a vorbit de cunoașterea celor doi, se întâlnesc, o, nu, cum să o vadă pe fiică mea? Nu? Dacă vrea să se căsătorește, vine, se căsătorește și gata. Vine, se căsătorește. De cum adică? Cum să o vadă pe fiică mea? Păi, dar profetul sallallahu alaihi wasallam nu ce du-te și uite-te la ea? Dacă ești musulman, trebuie să o lași să o vadă. Poate nu se plac. Etc, etc. Multe, multe cazuri. Acceptăm islamul, ce ne convine din islam și celelalte lucruri le lăsăm deoparte. Bineînțeles, aici sunt multe, multe, multe de discutat, dar vorbesc aceste principii în mare, aceste exemple le dau pentru a înțelege clar care este treaba. Pentru că dacă vin și vorbesc drepturile și obligațiile bărbatului femeie în islam, o să spuneți, oh, dar de ce e asta? Este pentru că el are responsabilitate. Este pentru că așa era în societate. Dar dacă se schimbă rolul în societate, atunci ar trebui să se schimbe puțin și aceste lucruri. Trebuie să căutăm calea care duce către dreptate, către egalitate. Nu acceptăm numai ce ne convine din islam, că așa este islamic. Islamul nu ne-a permis nouă bărbaților să ne bătem joc de femei și nici femeilor să-și bată joc de bărbați. Islamul a protejat drepturile tuturor, atât femeilor, cât și bărbaților, cât și copiilor în societatea în care trăim. Și de aceea, copilul are obligații. Noi avem obligații față de copilul nostru și el are obligații față de noi. Noi avem obligații față de soțiile noastre și ele au obligații față de noi. Islamul, dacă au... mai o chestie care vreau să o spun... Islamul a privit și la partea sentimentală. Și anumite aspecte le-a vorbit doar pentru bărbați, sunt valabile și pentru femei. Anumite aspecte le-a vorbit doar pentru femei, sunt valabile și pentru bărbați. Dar fiecare iară se întoarce și folosește numai și numai pentru interesul lui. Nu, că bărbați așa, că nu, că femeile așa. Deci islamul în materie de căsătorie nu a ținut pe nimeni mai prejos față de celălalt. Numai că a stabilit aceste legislații, aceste drepturi, aceste obligații în funcție de rolul fiecăruia în această familie. Și de aici intervin toate aceste legislații. Unii zic, a, păi islamul știi ce, dă mai multe drepturi bărbatului. Nu, 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 nu. Uită-te și la obligațiile lui. Apoi vorbești dacă i-a dat prea multe drepturi. Că a dat prea multe drepturi femeii, nu. Uite-te și la obligațiile ei. Și așa în continuare. Deci, din start trebuie să știm un lucru. Islamul a încurajat familia. Familia, căsătoria, la fel a încurajat islamul. Căsătoria este, de fapt, primul pas pe care îl face omul în temeierea familiei, nu? La fel, islamul, să știți că nu gândește, nu percepe sau nu cheamă la o viață
cum unii cred, la o viață de familie, instinct și atât, precum animalele. Nu. Allah subhanahu wa ta'ala când ne-a zestrat cu rațiune, ne-a zestrat cu această rațiune și ne-a pus și responsabilitate mai mare. Uitați-vă în versetele care vorbesc despre familie în Coran. A pus între voi rahme, îndurare, iubire. Toate aceste lucruri trebuie să existe într-o familie. Trebuie să existe într-o familie. Trebuie ca fiecare, atât soțul, să fie atent față de soția și soția față de soț. Să-și respecte fiecare drepturile și obligațiile pe care le are în familie. Apoi, rolul lui în societate este foarte important, pentru că drepturile și obligațiile acestea, cum am spus, toate trebuie să ducă către un scop final. Toată legislația islamică, deci tot ceea ce islamul ne-a permis pentru a atinge un scop, ne-a oprit de la ceva pentru a ne îndepărta de la un rău, poate. De aceea trebuie ca aceste drepturi și obligații, din punct de vedere islamic, să fie protejate. Orice legislație, orice pas care îl faci, trebuie să-l faci astfel încât să atingi scopul pe care l-a vrut islamul să-l atingem din acest aspect. Viața de familie. Mulți dintre noi vor să trăiască o viață de familie de parte de islam și când îi convine să accepte unele lucruri din islam. Nu merge. Islamul este un întreg, am spus foarte clar. Islamul la care noi chemăm, faceți aminte la lecția aceea, am spus că este un întreg. Nu poți să divizezi, nu poți să desparți un lucru de altul, iei ce vrei, respingi ce vrei, pentru că dacă iei ce vrei, respingi ce vrei, nu mai duce la dreptate. Nu-și mai atinge scopul. Legislația, din punct de vedere islamic, orice legislație, am spus că trebuie să atingă un scop. Tu dacă iei o parte din ea și lași deoparte, de ce a luat ce spune acolo? Afetu'mine ba'dul kitab. Voi credeți doar într-o parte a cărții și respingeți cealaltă parte? O tekfurune bi-ba'd? Adică luați ce vă convine și respingeți ce nu vă convine? Gândiți-vă, femeia aia ce îi convine, bărbatul aia ce îi convine, ce familie o să fie acela? Ce fel de islam o să fie acela? Allah subhanahu wa ta'ala să ne lumineze, să ne lumineze calea către adevărata credință, să ne facă pe noi să înțelegem credința, să o practicăm într-un mod corect. Pentru că dacă noi nu am, introducerea nu am făcut-o într-un mod corect, dacă din start nu am respectat statutul fiecăruia, rolul fiecăruia în societatea în care trăiește, degeaba vii apoi și spui că eu, din punct de vedere, islamul să spune să faci așa, islamul spune să faci așa. Nu vei mai atinge scopul final. De aceea orice legislație care duce la nedreptate, din punct de vedere islamic, să avanțim, companionii profetului au stopat. Au fost ani în care, v-am spus, nu au aplicat o lege, o pedeapsă menționată în Coran datorită faptului că nu-și mai atingea scopul. În clipa în care nu-și mai atinge scopul, stop. A spus Omar ibn Khattab, stop. Anul ăsta e secetă, nu mai pedepsim pe cei care fură. Pentru că noi din start avem datoria să le asigurăm totul, salarii, mod de trai decent, apoi dacă el, după ce are tot ce are, pâine, are mâncare, are tot ce îi trebuie, se duce și fură, îl pedepsim. Dar noi din start, dacă n-am reușit să-i oferim lui tot, din cauza că a fost secetă, n-am mai avut ce să le oferim, nu-i mai pedepsim anul acesta. Dacă fură, îi fură de foame, nu au ce mânca. Deci nu o fură din obicei, nu o fură pentru lux, o fură pentru ceea ce este esențial. Și atunci a spus Omar, anul acesta nu mai, anulăm pedeapsa furtului. Și a venit un companion și a spus, cum să anulez ceva care e menționat în Coran? Pentru că și el, săracul, citește versetul și... Dar Omar era jurist. Zice, păi nu-și mai atinge scopul. Islamul nu a vrut ca eu să pedepsesc oameni, a vrut ca societatea în care trăim să nu existe hoți.
Am aplicat aceste pedepse, nu au existat hoți. Anul acesta este sărăcie, o să fure foarte mulți oameni. Ce facem, îi pedepsim pe toți? A spus nu. În clipa în care n-am mai reușit să stabilim, atunci, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, atunci așteptăm, anulăm, oprim. Anul acesta nu mai punem în practică această pedeapsă. Deci toate, nu vorbesc acum numai de căsătorie, nu vorbesc numai despre drepturile soților în islam, toate lucrurile pe care le-a stabilit Coranul, le-a stabilit cu un scop. Nu sunt stabilite așa că a vrut Allah subhanahu wa ta'ala să ne încerce pe noi să vedem dacă nu. Au un scop. Au un scop. Dacă nu-și mai atinge acest scop, dacă nu mai duce calea aceasta către scop, atunci oprim. Reparăm. Rezolvăm problema și o punem din nou pe roate. Astfel încât să ducă la acel scop. Sper că această introducere să fie cât de cât un pas care ne ajută la următoarea lecție sau la una dintre următoarele lecții să vorbim despre drepturile și obligațiile soților în islam. Având în vedere aceste aspecte sau această introducere pe care am făcut-o astăzi, o să ne fie mult mai ușor să înțelegem subiectul sau lecțiile, lecția pe care o vom face legată de drepturile și obligațiile celor doi soți în islam. Eu mă opresc aici dacă a fost ceva neclar, dacă vi se pare ceva, știu eu, ne-ok. Eu sunt deschis pentru orice părere, dar să fie o părere argumentată. Dacă e ceva neclar, puteți întreba, nu este o problemă, cum am spus. Am vrut ca această lecție să fie o introducere cu unele exemple, cu unele practici care se practică sau unele lucruri care se practică în ziua de azi și nu duc la dreptate, doar formalități. Și aceste lucruri sunt total greșite pentru că nu își ating, cum a spus, scopul în islam. Inshallah, la lecția viitoare vom vorbi despre drepturile fiecăruia și atunci veți vedea că multe dintre îndoielile care se învârt despre femeie, despre bărbat, despre statutul fiecăruia, le găsiți răspunsul cunoscând statutul fiecărui sau rolul fiecăruia dintre soți în islam. Și apoi vom vorbi mai detaliat despre aceste drepturi, inshallah. Amin. Allah să ne răsplătească pe toți, inshallah. Eu mă opresc aici. Desigur, orice întrebare aveți, dar să nu intrăm în prea multe detalii acum. Haideți, legate de drepturi și obligații și inshallah, atunci vom dezbate toate aceste neclarități, inshallah. Până atunci eu sfătuiesc pe toți tinerii musulmani care vor să se căsătorească și vor într-adevăr să-și respecte statutul de musulman, atât ca bărbat, cât și ca femeie, înainte de căsătorie, atât bărbatul cât și femeia, să întrebe, să discute, să-și vadă drepturile, să vadă statutul, pentru că foarte multe cazuri, sunt foarte, foarte multe cazuri. Eu am N persoane care mă sună și nu am cu ce să le ajut, pentru că din start nu au respectat. Nu am ce să le fac. Dacă le spun, măi, mergeți și dați-vă în judecată, rezolvați-vă problemele la tribunal, o să spună, ce fel de musulman este, ne trimite la tribunal. Că unde? Ce spune islamul? Păi islamul spune, dacă tu din start n-ai respectat ce a spus islamul, ce să-ți mai spună islamul? Islamul ți-a spus din start, 1, 2, 3, 4, urmează pașii ăștia, ca să-ți asiguri dreptul. Tu dacă n-ai urmat, acum vrei? Nu avem cum. Dacă am o fetiță și un băiat și vreau să le ofer egalitate explicând legea românească, e greșit. Deci principiul de egalitate am spus. Islamul a acceptat principiul de egalitate și principiul de dreptate. Dar principiul de dreptate este prioritar, pentru că nu orice egalitate duce la dreptate.
Dar orice dreptate este egalitate. Vă aduceți aminte, am dat și exemplu pentru acest lucru. V-am dat și exemplu la acest lucru. Am spus că egalitate între unul dintre copii care studiază lângă tine, trăiește cu tine, și unul care e în alt oraș la studii. Egalitate este să dai fiecăruia pe lună, știu eu, 200-300 de lei. Ăsta care toată ziua stă, mănâncă cu tine, o să aibă bani de drum și bani de mâncare zilnic. Celălalt care își plătește el mâncarea și drumul, își cumpără și tot ceea ce este necesar în casă, plătește și întreținerea și chiria și nu mai știu ce, nu mai este dreptate. Se dă eu 300 și lua 300. Ăla nu poate să întrețină și ăsta o să stea zilnic și o să bea sucuri, cafele și nu mai știu ce. Deci trebuie să fac dreptate. Îi dau lui 200, îi dau celuilalt 500, 600, 700. Sau îi plătesc toate cheltuielile și pe deasupra îi dau 200 lui, așa cum i-a dat și fratelui. Asta este dreptate. Este egalitate? Nu este. Că i-am dat lui 10 milioane și i-am dat lui ăsta 2 milioane. Nu este egalitate, dar este dreptate. Și de aceea principiul de dreptate este prioritar. Dacă am oferit un băiat, vreau să le ofer egalitatea prin legea românească. Cred că am răspuns la această întrebare, dacă este ceva neclar, totuși reveniți. Adică, de exemplu, ce se întâmplă acum în căsătoriile din România. Pornind de la acest aspect. Femeia muncește. Bărbatul muncește. Amândoi muncesc. Amândoi au salarii. Amândoi aduc venit la o casă. Da? Acum, din punct de vedere islamic, noi știm că femeia poate să muncească, dar nu are obligația să întrețină familia. Obligația de a întreține familie este, îi revine soțului. Dacă femeia vrea să cheltuiască și ea la familie, cheltuiește, dar nu are obligații. Dar în clipa în care amândoi participă în mod egal, în mod egal, pentru întreținerea familiei, mai ales că în România majoritatea celor care întrețin familia sunt femeile, nu bărbații. Pentru că bărbații nu știu să cheltuiască într-un mod corect, sau mulți dintre ei, banii. Cum vine, cum a luat salariu, vine și de soție. Că și zice soția, băi, să nu treci pe la bar, vii acasă. Mă refer la modul general. Bine, și musulmani sunt în aceeași situație, mulți dintre ei. Cel puțin ai noștri, cei din Dobrogea. Și atunci, femeia își asumă rolul de bărbat în familie. Nu poți să-i ții egal sau să aplic islamul la moștenire mâine, pentru că e nedreptate. Pentru că femeia aceasta s-a chinuit. De exemplu, vin amândoi, muncesc împreună, se chinuie, pornesc de la zero, își cumpără casă, plătesc rate împreună, sau mă rog, muncesc împreună, își construiesc casa, își cumpără mașină. După ce s-a văzut cu saci în căruță, după 20 de ani de căsătorie și nu știu ce, bărbatul zice, băi, din punct de vedere islamic, mie îmi vine, am dreptul să mai iau și a doua soție. Eu vreau a doua soție. Poftim? Păi și femeia asta care și-a făcut părul, perie și mătură pentru a întreține familia. Da? Dacă e șmecher, întreține familia, întreține pe femeie, pornește la zero tu, fiind bărbat, și ea ți-a doua soție. Dacă tot te ține, dacă tot spui că, dar tu o chinui pe beata femeie și după ce v-ați chinuit 20 de ani, vii și spui după 20 de ani de s-a chinuit femeia pentru familie, pentru casă, nu a mâncat, nu a băut, nu s-a îmbrăcat și spui, știi ce, eu mi-au a doua soție. Și noi nu ai voie să te potrivești, că așa e în Coran, e islamic, e, cum? Este suna profetului. Și de aceea v-am spus, principiul de dreptate trebuie neapărat, deci orice facem din punct de vedere islamic, islamul a vrut să fie dreptate. Lăsa-mi răspătească, în afara lecției, ce poveste are orașul Petra cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orașul Petra cu profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, din câte știu eu, nu prea, orașul Petra a fost, unii au spus că a fost menționat în Coran despre cei care, popoarele care clădeau și nu știu ce. Nu mi-aduc aminte acum exact să aibă profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam o legătură directă cu orașul Petra. O să mai studiez înșeală. Despre căsătorie, femeia cât are voie să ceară mehr, probabil.
Meher este de două feluri. Ori este meher mithil, ori este meher. Meher general, dotă, nu are un plafon. Poate să ceară femeia cât vrea. Și meher mithil sunt în anumite zone în care, de exemplu, din familia ei, toate fetele, toate verișoarele ei au avut o sumă fixă sau, mă rog, o dotă fixă, stabilită. Că e în aur, că e în lei, că e în nu știu ce și se aplică această dotă pentru toate. Pentru toate, deci multe lucruri se leagă de tradiții și obiceiuri în materie de dotă. Allah să-l răspătească, inshallah pe toți, să ne-am cât mai multe lecții. Este la loc bine când e știut, dar când ți-era îndreptă, dacă li se pare scump și nu mai ne-a de soție. Păi asta e treaba lui. Femeia, la fel și la rândul ei, trebuie să se gândească că să nu se ajungă, a? În țările arabe, de exemplu, în anumite zone, vedeam, cereau mehr foarte mult, cereau dotă un număr foarte mare și au început să rămână femeile acasă, fetele acasă. Îmbătrâneau acasă pentru că nu aveau tinerii posibilitatea să achite această dotă. Deci, într-adevăr, când te uiți de și vezi că e serios, vine într-o familie, ok, discuți, stai și vezi și vezi că e nu știu ce, bineînțeles, încerci într-un fel sau altul să legi cu dota să fie mai responsabil. Care e logica faptului că bărbatul poate să permite sau nu unei femei să țină post? Logica e vorba de postul obligatoriu, nu are voie bărbatul să se bage. Adică în luna Ramadan nu poate să zică bărbatul tu ții post, tu nu ții post. Deci în postul obligatoriu nu e discuție de permisiunea bărbatului sau nu știu ce. Au spus despre postul opțional. Postul opțional adică să anunțe pe soț că ține post. Asta face parte din drepturile reciproce. Adică eu vreau să țin post azi. Pot să țin numai în privința postului opțional. Ajungem când faceți următoarea lecție despre căsătorie, pentru că nu aș vrea să o ratez. Mulțumesc. O să pun anunțul din timp, inshallah. În principiu, duminica rămâne stabilit. Dacă reușim și în cursul săptămânii, ne întâlnim și în cursul săptămânii, inshallah. Prietena m-a cerut 100.000 de dolari, ce crezi? Au divorțat și el a respectat obligația mare, ceva de achitat, dar simbolic. Nici așa sume exagerat de mari. Acum depinde și de pentru unii 100.000 de dolari poate să fie foarte mult și pentru alții poate să fie mărunțiși de buzunar. Și de aceea se stabilește în funcție de familie, în funcție de statut, venit și așa mai departe. Deci trebuie ca părintele când și-a măritat fiica să-și ia și el unele, știu eu, precauții. Ca omul să nu vină să-și bată joc de fiica lui. La noi în România, familia românească chiar trăia islamic, totul era legal, totul se discuta, nu se făceau excese, se cunoșteau proprietățile, nu își băteau joc unul de celălalt. După 89, cam toți au devenit musulmani credincioși care își bat joc de tot și femei și bărbați. Da, într-adevăr, în societățile cum erau înainte, nu atât timp cât se respectă decența, cât timp se respectă principiile morale, valorile morale, etice. Nu există, dar în clipa în care noi dăm frâu liber la tot ce ne trece prin cap, o să ajungem și mai rău decât la ce s-a ajuns. O să ajungem mai rău, poate, decât societățile din Europa Occidentală. Revin cu o întrebare despre parfum. De când sunt în Islam, știu că femeile nu trebuie să folosească parfum afară, fiind echivalent cu zina. Nu știu exact hadisul în arabă și nu știu arabă. Așadar, cum este hadisul? În privința aceasta sunt mai multe hadisuri. În privința parfumului. Și de aceea am spus că vin cei care iau și spune femeia care se parfumează pentru a atrage, spune profetul sallallahu alaihi wasallam foarte clar în relatare, pentru a atrage privirea bărbaților. Deci femeia care se parfumează pentru a atrage privirea bărbaților din jur, e considerată ca și cum ar face zina. Este relatarea profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Deci, inițial nu se interzice. Eu am spus și la o întrebare, la o lecție, cred că a fost. Deci, femeia se poate parfuma, nu e o problemă, dar nu în exces. Deci, uneori trece și simți valul și automat toată lumea se uită, oh, ce parfum mișto, unde e, cine e? Când se ajunge în situația asta, nu mai. Dar în același timp, mulți spuneau că femeia nu trebuie să parfumeze și nu știu ce, dar ce vrei să pute ca un... Islamul ne îndrumă totdeauna să fim îngrijiți, să fim aranjați când mergem, este versetul în Coran. Când se adresează tuturor oamenii. Huzu zinetekum. Luați-vă zine, zine că haine frumoase, curate, când mergeți la moschei. Când mergi la moschei, atât femeia cât și bărbatul trebuie să se pregătească, să se aranjeze, dar nu pentru a atrage privirea. Deci, diferență, diferență mare. Nu te aranjezi pentru a atrage privirea. Tu te duci, intri în moscheea femeilor, da? Ce vrei, toate femeile să pută între ele acolo? Nu se poate. Nu la asta cheamă islamul. Dar folosește parfum într-un mod mai... Nu exagerat de mult. Asta a vrut să scoată în evidență profetul sallallahu alaihi wasallam. Nu a interzis folosirea parfumului. A spus cele care se parfumează pentru a atrage privirile bărbaților. Deci ea din start vine și cel mai scump parfum și cel mai frumos ca toți bărbații să uite la mine. Aranjată, machiată, nu știu mai ce și nu mai știu ce ca bărbații să uite la mine. Are. Și în același timp este valabil părerea mea și pentru bărbați. Cei care folosesc parfumul în exces pentru a atrage. Dacă eu mă parfumez expres când mă duc într-un loc, intenționat pentru a atrage sau stau umblu cu parfum de rând și când mă duc într-un loc unde sunt femei sau vin nu știu ce, mă parfumez special pentru această, știu eu, întâlnire sau pentru a atrage atenția femeilor, iară nu este ok. Același lucru este valabil. Părerea mea este valabil și pentru bărbați. Pentru că așa cum femeile îi atrag pe bărbați și bărbații pot atrage femeile. Ispita este reciprocă. Și de aceea toate relatările trebuie să le privim în acest mod. Nu numai femeia nu are voie să parfumeze. Da, într-adevăr, profetul se aranjase, parfumase și mergea la moschee. Dar gândiți-vă în societatea în care trăia profetul sallallahu alaihi wasallam, bărbații erau tot timpul pe midan. Ei erau cu munca, cu nu știu ce, cum. Femeile erau ocupate cu de ale casei. În ziua de azi, femei, bărbați sunt peste tot. Se intersectează. Da? Deci multe lucruri trebuie să le înțelegem în mod real, corect. Nu există un islam pentru bărbați și un islam pentru femei. Islamul este pentru toți. Se spune că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam s-a născut în Mecca, în orașul Petra, la 890 km de Mecca și ce musulman 200 de ani s-au rugat către această locație și nu către Mecca, din câte am înțeles, acolo există o moschee cu un perete orientat oriunde. Eu am fost la Petra și nu mi-aduc aminte să fie acolo vreo moschee. Una. Și al doilea lucru, acolo, asta este una dintre încercările celor care vor să denigreze imaginea islamului. Adică istoria de 1400 de ani nu este chiar așa de îndepărtată încât să rătăcim noi și să ne spună că familia saudită al Saud a venit și ne-a băgat în cap. Familia Saud a apărut acum câțiva zeci de ani. Până atunci nu era. Sunt unii care au ceva cu familia al Saud sau cum? Mă, nu mă interesează. Adică în 1000 ăștia, 1400 de ani, toată istoria islamului care ne vorbește de Mecca, de Ierusalim, de nu știu ce, au omis Petra? Nu. Este minciună, nici nu-i băgați în seamă. Este imposibil. Cei care se duc la Mecca, la Medina, peste tot este istoria și viața profetului și urmele acestei istorii. Adică se poate ca într-un timp așa de scurt să se uite tot, să șteargă urmele la tot? Bine, hai, ne-au păcălit familia al Saud, dar n-au mai fost în zonă. Nu putea să zică Iordania, bă, Petra, noi suntem. Aici era Mecca, aici era islamul. Nu se bat cap în cap, nu. Este o minciună gogonată. Nici nu trebuie să stai să-ți bați capul, că direcționate moscheile către Petra, că nu mai știu ce, că beca care a fost menționată în Coran, nu mai știu. Astea sunt povești de adormit copii. Deci nu mai știu ce să inventeze ca să ne îndepărteze pe noi de islam.
Îmi cer scuze când vreau să vă zic și eu ceea de arabă, nu mi iese. Da, am înțeles, e vorba de meher. O femeie musulmană, dacă nu e căsătorită, poate călători singură. Călătoria femeii musulmane, la fel, acest lucru este un lucru foarte, foarte de discutat, disputat și așa mai departe. Ideea este de ce Islamul a interzis femeii să călătorească singură. Pentru că călătoria nu era sigură. Călătoria nu era sigură. Și au spus că femeia trebuie însoțită de un bărbat în călătorie. Adică să aibă o protecție, să aibă ce... Oricum un bărbat nu poate să zici că este protecție, dar este... Se simte și femeia în siguranță. E altfel când e un bărbat însoțește o femeie. Este mult mai sigură femeia și siguranță. Și Islamul, tocmai pentru a păstra acest drept, că nu cumva femeii să-i se facă rău sau să fie atacată, să fie și așa mai departe, violată sau nu mai știu ce, a spus că nu călătorește femeia neînsoțită. Gândiți-vă la călătoriile pe care le făcea femeia. Nu vă închipuiți că se urca acum femeia singură pe cămilă și să meargă prin deșert 100 de kilometri sau 40 de kilometri. Era imposibil, era foarte greu. Și atunci Islam a spus să nu plece femeia în călătorie neînsoțită. În ziua de asta, alții musulmani spun că dacă orice călătorie este garantată, este asigurată, adică femeia nu este în pericol, este cu un grup de femei, este cu, știu eu, cu cineva, cu mai multe femei, sau este cu o femeie care are pe soțul, sunt într-un grup în siguranță, poate călători. Bineînțeles, acum timpurile s-au schimbat mult, lucrurile s-au schimbat mult, aici trebuie reluate, trebuie rediscutate, trebuie. Savanții musulmani au multe studii în privința acestui lucru. Dar, în principiu, femeii s-a interzis să călătorească singură, cum am spus, doar pentru faptul că nu era în siguranță. Așa știam și eu, dar nu am respectat niciodată pentru că femeia știe intenția pentru care se parfumă. Exact. Punct. Da, exact cum am spus. Se folosească un parfum, dar nu în mod exagerat. În ziua de astăzi și gelul de duș miroase și hainele de balsam de la... Păi gelul de duș, hainele de la balsam, de la parfum, de la știu eu, dero și așa mai departe. Nu este o problemă. Deci, profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam în relatare vorbește foarte, foarte clar despre femeia care se parfumează în mod intenționat pentru a atrage privirile, adică folosește parfum în exces și parfum care să atragă privirile bărbaților. La fel și cu podoabele, nu? Spune și să nu lovească cu picioarele lor. De ce? Foloseau acele brățări, știu eu, lănțișoare la picioare și băteau cu picioarele să se audă că au bijuterii, să atragă, să știe că e femeie, să atragă privirea bărbaților. De orice lucru prin care femeia atrage privirea bărbaților, în același timp, și în ziua de azi sunt lucruri diferite. Se poate să fie lucruri diferite, deci care le fac bărbații și femeile pentru a atrage privirea. Deci, esențial, din aceste relatări, ce înțelegem? Orice lucru care are ca scop atragerea privirii celor de sex opus, într-un mod intenționat, este interzis. Asta înțelegem. Că e parfum, că e altceva în ziua de azi, că e vii și dai număr telefon, un bip, de exemplu. Nu? Ia, vrei să-i atragi atenția. Omul vine și te sună după aia. Și așa mai departe. Deci pot fi multe lucruri în ziua de azi care trebuiesc pricepute și înțelese în acest mod. Bărbatul de ce are voie să parfumeze? Am răspuns la întrebare. Părerea mea, cum am spus, deci atât bărbatul cât și femeia trebuie să se parfumeze, dar într-un mod... A, bărbatul, că se duc într-un loc în care sunt numai bărbați, nu știu ce, poate să se parfumeze în exces, nu e o problemă. La fel și femeia. Dar când se duce într-un loc în care știe că trece pe lângă femei sau intră în contact cu femei, la fel și femeia trebuie să se ferească, nu trebuie să parfumeze. Mai bine să mirosim curat decât altfel să o mâncare. Da, din... O, ia acum, barcă la medic, când mergem, mergem nespălate.
Exact, curățenie este jumătatea credinței. Vreau să-ți dea Dumnezeu sănătate și știință. Amin. Inshallah, toată lumea. Este adevărat că după spălarea rituală unui musulman decedat se folosesc niște uleiuri parfumate sau colonie parfumată pentru persoana decedată? Da, în timpul profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam se puneau niște plante în apă. Cafur se punea în apă și acea apă devenea parfumată. Și se parfuma și chefenul, mă rog. În ziua de azi se folosesc parfumuri, se folosesc esențe, se poate folosi. Deci este din tradiția profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mulțumesc frumos, Allah să fie mulțumit. Amin. Allah să fie mulțumit de toți, inshallah. Eu când am întrebat, nu am zis că femeia trebuie să iasă nespălată. Astaghfirullah. Dacă hainele sunt curate și ea este curată, cred că miroase destul de frumos. Parfumul, că îl pun cu intenție sau fără, pot ajunge la sutură, părerea mea. Da, eu nu am dojenit, nu mă înțelegeți greșit. Eu, ideea în principiu celor care spun că femeia nu trebuie să se parfumeze, la asta mă referam. Nu la persoane de față care au întrebat, astaghfirullah, nu. Dar pe mine, cum am spus, mă irită acei oameni care, chiar și imam ce or fi ei și spun că bă, femeia nu trebuie să se parfumeze. Păi da, și tu de ce stai pe stradă și... În fine, nu mai are rost să intrăm în detalii. Bărbatul e mult mai dezvoltat și e strâns legat de o parte a creierului legat de atracția sexuală, ceea ce nu e cazul femeilor. Așa au fost creați bărbații. Ori ce încercăm să argumentăm, așa a fost că orice încercăm să argumentăm, femeile și bărbații nu au fost creați egal și nu pot fi la fel. Și femeile pot mirosi frumos și parfum, e nevoie doar de apă și săpun. Eu personal iubesc parfumul, dar aleg să nu îl port când ies, să evit complicațiile. Că... Bine, nu. Până la urmă, vreau să mulțumesc pe Allah mai întâi, înainte toate. Corect, corect. Deci, ideea este că curățenia face parte din credință. Acum nu poți să obligi pe cineva, nu trebuie să te parfumezi, și nici să obligi pe cineva, parfumează-te. Fiecare se știe, fiecare se cunoaște. Sunt persoane care transpiră și imediat prind miros. Na. Sunt persoane care nu transpiră. Fiecare se știe pe el mai bine și se pregătește pentru plimbare, pentru, mă rog, pentru ce este, pentru ieșire, pentru viața de zi cu zi, în felul în care știe cum trebuie să se pregătească. Pe mine nu mă interesează unde ajunge parfum. Suficient să știu intenția mea când ies într-un loc public. Este când... Nici nu mă interesează unde ajunge parfumul. Dar și să folosești în exces, la fel. O să atragă vreun nevrând atenția celor din jur. Deci nu trebuie să ajungem nici, să nu mergem nici în extreme, că nu mă interesează unde ajunge parfumul. Păi o să ajungă la... Poate la nasul altora. O să ajungă poate și la nasul altora și nu, trebuie să avem în vedere. Deci islamul nu poate să vină cu când vorbim de reguli generale, când vorbim că islamul se adresează tuturor popoarelor, tuturor oamenilor, nu poate să vină pentru fiecare om cu ceva aparte. Dar islamul a venit cu legi generale. A trimis niște săgeți pe care noi trebuie să le înțelegem unde ajunge, care este scopul, care e direcția. Și în funcție de aceasta să ne adaptăm. De exemplu, sunt unii oameni care rămân strâns legat de relatare, dar zice, băi, nu trebuie să mă parfumez, că dacă mă parfumez atrag atenția bărbaților. Dar ea iese în mini, de exemplu. Sau, mă rog, altele. Sau atrage atenția celor din jur, nu cu parfum, dar cu felul cum râde, felul cum țipă, felul cum se comportă. Asta e, trebuie să înțelegem de ce islamul a interzis aia. Nu ca să atrag, deci orice lucru care duce la atragerea, deci schimbă intenția, aia trebuie luată în vedere. Dacă e discret, nu, asta e ideea. Știam despre parfumul că sunt făcute pentru femei să le placă bărbaților și pentru bărbați să le placă femeilor. Am văzut femei care folosesc parfumul de bărbați. Nu știu, acum sunt oameni și oameni, nu stăm să-i... În ziua de azi, această știință s-a dezvoltat foarte mult, fel de fel de parfumuri, pornind de la prețuri de nimic la prețuri de... Nu poți să te apropii de ele.
fiecare trebuie să aibă în vedere această relatare a profetului sau relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Important e ca să nu facă acest lucru pentru a atrage privirea, atenția celor de sex opus. Deci eu asta înțeleg din relatări, că folosește într-un mod mai discret, astfel încât parfumul să nu iasă, dar nici el să nu miroasă urât. Asta este ce a vrut Islamul. Chiar profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, în fiecare rugăciune de vineri sau când veneau oamenii la adunări, îi spunea că îi face parte din tradiția profetului. Când te duci la adunare, să miroși frumos. Ba chiar există gusul sau un băiere, duș special pentru a participa la o adunare, pentru că au venit tot aseară la o adunare foarte mulți, era cald, s-a încălzit și mai mult prezența, hainele bine majoritatea în piele și un miros, a ieșit un miros urât, sufocant în zonă. Și profetul sallallahu alaihi wasallam atunci a spus, îmbăiați-vă când veniți la, spălați-vă, curățați-vă, cum a spus și cineva. Apa și săpunul, cel mai bun parfum, de exemplu. Da? Se poate. Deci ideea este că fiecare persoană, să știe mai bine, fiecare sunt persoane, eu văd persoane care, de exemplu, stă, nu transpiră deloc. Și alții care stând pe loc transpiră. Fiecare se știe mai bine. Nu trebuie să uităm cât de important, corect, modestia atât în comportament cât și în îmbrăcăminte. Corect, modestia până și la, Coranul ți-a spus, soțiilor profetului sallallahu alaihi wasallam, să nu-și cu vocea când răspunde, să răspundă normal. Ca nu cumva să-l ispitească pe cel de cu care vorbește. Când suntem acasă și ne dăm cu un parfum pentru rugăciune, este greșit. Nu este greșit. Când ești acasă, poți să dai cu... Pentru soț poți să dai cu cel mai scump parfum. Poți să dai cât vrei. În casă, în familie, nu este o problemă. Problema este când intri în contact cu altcineva în afară. Și cum a spus, părerea mea și bărbații sunt la fel ca și femeile. Nu te duci și pe... Sunt mulți care parfum le place femeilor. Nu. Du-te, cumpără-ți un parfum care să te liniștească pe tine. Nu... să atragă femeile. Deci fiind acasă nu este, cum a spus, nicio problemă. De aceea în relatare se vorbește foarte clar despre femeia care iese, da? Și se parfumează pentru a atrage privirea celor din jur. Ba chiar versetul în Coran care a spus că ne îndrumă să ne pregătim, să ne spălăm, nu? Hudu zinete, cum de cul mesjid, când mergeți la moschee, să le luăm zine înseamnă podoabe, adică haine curate, poți să împlinești rugăciunea parfumată, aici la noi se spune că parfumul este haram pentru că este făcut 80% din alcool. Nu este o problemă să faci rugăciunea parfumată, dacă parfumul este haram, nu. A spus că pentru unii au considerat parfumul, deoarece conține alcool, au considerat că este negis. Negis înseamnă impur, negiaset. Iar pentru a face rugăciunea nu trebuie să ai negiaset pe tine. Parfumul, în primul rând, alcoolul din parfum nu este un alcool de natură care se consumă. Din alt punct de vedere, oricum se evaporă. Nu văd o problemă în aceasta. Unii spun că da, de aceea se folosesc mai mult esențe pe bază de ulei și așa mai departe. Ok. Deci fiecare are libertatea să creadă, să urmeze ce vrea, dar, alaikum salam, rahmatullahi wabarakatuh, părerea mea nu este o problemă, chiar dacă conține alcool, pentru că alcoolul a fost interzis pentru consum. Acesta este alcool destinat pentru altceva, nu pentru consum. Dacă mai sunt întrebări, neclarități. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dacă aveți nelămuriri, întrebați. Dacă e ceva care vi se pare depășit, sunt deschis.
Ideea este că, în privința parfumului, părerea mea, uitați-vă la toate relatările profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam legate de parfum. Nu numai la acea relatare. Mai sunt și altele legate de parfum. Este și verset în Coran. De ce noi ne luăm numai și numai de acea relatare, uitând de celelalte? Iar înseamnă să împărțim Islamul în părți mici, cum am spus. Amin. Allah să ne binecuvânteze pe toți. Dacă nu mai sunt alte întrebări, ne oprim, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala să ne dăruiască știința folositoare, să ne facă pe noi între cei care mergem pe calea cea dreaptă. Allah să ne ferească de șeitan și de oamenii săi. Se spun așa. Allah subhanahu wa ta'ala să ne țină pașii statornici pe calea cea dreaptă. Allah să ne facă de cei care studiază Coranul, îl înțeleg și îl trăiesc. Allah subhanahu wa ta'ala să ne întărească credința și să înnoiască această credință permanent în inimile noastre. Allah subhanahu wa ta'ala să ne țină departe tot ceea ce este interzis, să ne îndrume pașii către tot ceea ce este permis, inshallah. Așa cum ne-am adunat această lecție, să ne adunăm și cele mai înalte grădini ale Paradisului, împreună cu Profetul Muhammad, împreună cu cei mai de seamă dintre companioni și ceilalți profeți, inshallah. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.